să știți cum să faceți cele mai ușor, cele mai faine lipii din lume. Am să-ți arăt eu cum poți să le faci. Vreți să știți cum să faceți cele mai ușor, cele mai faine lipii din lume? Am să-ți arăt eu cum poți să le faci. E foarte, foarte simplă rețeta și avem nevoie doar de 4 ingrediente. Apă, sare, ulei și făină. Ce poate fi mai ușor de atât? Haideți așadar să trecem la treabă și începem cu apa. Jumătate din cantitatea de apă de care avem nevoie o vom pune la fiert. Trebuie să punem apa până clocotește la fiert. Într-un bol încăpător ne punem făina necesară. Eu am folosit de data asta băneasa și probabil că dacă veți folosi și voi aceeași marcă, va ieși foarte asemănător cu ceea ce am făcut eu aici. Mai adăugăm și sarea. Și când apa fierbe, o turnăm peste făina pregătită în bol. Vom avea nevoie și de o lingură, pentru că vom pune apa foarte fierbinte și nu vrem să ne opărim degetele. Turnăm această apă peste făină și amestecăm ușor. Apoi venim cu apă rece și turnăm și aceasta peste compoziție și amestecăm cu lingura deocamdată. Dacă aveți degete mai sensibile, e bine să folosiți o pereche de mănuși, pentru că aluatul nostru este cam fierbinte. După ce am frământat un pic aluatul, ne folosim de niște ulei și punem așa generos pe blatul de lucru și apoi răsturnăm tot aluatul în uleiul ăsta. Lipiile astea noi le umplem cu tot felul de ingrediente. De exemplu, le putem folosi la shawarma sau tortilla sau burrito, sunt potrivite pentru aceste preparate. Noi le umplem cu sos de usturoi și smântână, carne, legume, ce avem la îndemână. Dar prima dată am să vă arăt cum facem lipiile și apoi vedem cu ce le umplem. Aluatul se poate folosi și a doua sau chiar și a treia zi dacă este păstrat la frigider și chiar se întinde mult mai ușor și are o altă elasticitate odată ce a stat peste noapte sau câteva ore. De aceea, dacă vrem să îl întindem mai ușor fără să se rupă aluatul în timp ce îl întindem, îl lăsăm o jumătate de oră la odihnit. Dar de cele mai multe ori trebuie să recunosc că noi nu avem timp să stăm o jumătate de oră după aluat și le întindem direct după ce l-am frământat. Dar am să vă arăt și diferența dintre aluatul proaspăt frământat și un aluat făcut din ziua precedentă. Acesta este o bucățică de aluat care a rămas chiar de ieri
și se vede că este mult mai elastic și mult mai fin. Acesta, proaspăt făcut, nu este la fel de elastic și ne va fi mai greu să îl întindem pe blatul de lucru. Voi începe cu această bucată să vedem diferența. Punem puțin ulei să nu se lipească de blat. Îl întindem ușor și apoi ne vom folosi de un sucitor sau făcăleț, cum îi spune în unele zone ale țării. Într-o tigaie bine încinsă, la foc mediu, vom așeza lipia. În timp ce lipia noastră se coace, voi mai face o lipie din aluatul proaspăt. Și haideți să vedem cum iese cea din aluatul proaspăt. Iată ce lipie moale și în același timp ușor elastică, care să nu se rupă atunci când o umplem cu diferite preparate, ingrediente, sosuri. Așadar, eu sunt de părere că este o rețetă foarte, foarte ușoară, cu ingrediente foarte simple și foarte puține, adică sare, făină, ulei și apă. Mai simplu de atât nu poate fi. Secretul stă în felul cum îl preparăm. Deci nu uităm să fierbem jumătatea din apa care avem nevoie. Și atunci aluatul va căpăta o altă textură și îl vom prelucra mult, mult mai ușor. Și uite că tot vorbind, am uitat puțin de lipia de pe foc, iar acum, ca și bonus, o idee cu ce le puteți umple, am să vă arăt cu ce le umplem noi. Ne spargem câteva ouă și voi prăji o omletă foarte simplă. Deci, practic, voi umple aceste lipii cu omletă, sos de smântână cu usturoi și cu oregano, cu o salată de roșii cu usturoi, ceapă, pătrunjel și cu tot ce ne mai dorim și mai avem prin frigider. Și de data asta se întâmplă să avem chiar o tocăniță de carne de porc, așa că voi pune și din aceea în aceste lipii. Lipiile pot fi umplute cu orice ne dorim, poate fi chiar numai salată, avocado, dar noi de obicei le umplem cam cu ce avem prin frigider. Cum ți se pare? Bun. Cred că ar trebui să-l chemăm și pe tati, ce zici?
Un ingredient foarte important la acest preparat sunt șervețelele. Foarte bun! Vă salutăm, așadar, nu uitați să ne scrieți în comentarii ce părere ați avut despre acest video, despre aceste lipii. Dacă aveți o altă rețetă secretă pe care vreți să o împărtășiți cu noi, scrieți-ne în comentarii. Și nu uitați să dați un share, să afle cât mai multă lume despre lipiile astea fantastice pe care le-am arătat în această rețetă. Vă salutăm și ne vedem data viitoare. Pa! Vă dorim așadar le și avem nevoie doar de trei lucruri. Hai să zicem patru. Căld, nu, asta nu merge. Gata, căciulițele. Căței! Poți să fac și pe următoarea. O fac eu. Da, se poate.